Salutare tuturor și bine am găsit la un nou review și unboxing în același timp. De data asta avem un mouse Mionic Castor. Veți avea descrie toate detaliile cu privire la mouse, cum ar fi specificațiile lui, prețul și alte detalii cu siguranță care probabil vă interesează. Deci aveți link în descriere. De asemenea, le mulțumesc celor de la PC Culos pentru că mi-au trimis acest produs pentru review și unboxing. Aveți și site-ul lor în descriere. Bun, care este treaba cu acest mouse? Deci vine în această cutie care e foarte bine gândită. O să vedeți mai de ce. Undeva în partea aceasta găsim un mesaj It's all about the craftsmanship Mionic. Pe spate aici avem o grămadă de instrucțiuni în cât mai multe limbi posibil, în cazul în care nu le aveți cu limbile străine mai ales. Puteți foarte simplu să vă uitați aici pe spate, deci sunt cred că 20 de limbi să zicem. Iar pe partea asta este un mini preview al mouse-ului, să zicem, Mionic Castor. Optical Gaming Mouse și aici Right Hand Ergonomics, mă rog, sunt câteva detalii cu privire la mouse. Aici este un logo pe mouse, la fel este un mic preview cu privire la mouse și cutia e foarte interesantă, deci când o deschizi e super mișto. Iar aici ești felicitat pentru mouse-ul cumpărat, pentru cumpărăturile tale, să zicem. Aici este un mesaj și o semnătură de la director sau ceva de genul. Iar aici se vede din nou It's all about the craftsmanship. Sper să se vadă. Ăsta este mouse-ul. Va fi puțin greuț să-l scot, adică nu neapărat. El a fost mult mai bine depozitat, să zicem. Însă eu am mai încercat de câteva ori să fac acest review și nu a ieșit, pentru că tot apăreau ceva probleme. Deci el vine astfel, se vede foarte clar că are un fir destul de lung și suficient de lung ca să-ți faci treaba cu el, indiferent unde ai avea poziționată unitatea centrală a PC-ului tău. Deci firul cu siguranță nu va fi o problemă. Aici avem, nu știu, pur și simplu se vede ceva Mionic, ceva, nu știu, explicații. Cutia, cred că v-am arătat vanzi aici, în cazul în care vreți să vedeți mai multe limbi. Iar aici înăuntru, ca să nu dăm cutia deoparte, primesc câteva chestii destul de mișto. Este o chestie din asta care nu e de mâncare, din păcate scrie pe ea. Nu, dar mi era cam foame și am zis că na. Iar aici primesc niște chestii foarte mișto, sunt niște stickere. Asta din jumătate mi se pare cel mai mișto. Repeat, game, sleep, mai trebuie să pună și sex acolo, dar e it. Da, e ok. În rest, Mionic, it's all about the craftsmanship, Mionic, Mionic. Bun. Iar aici avem Quick Start Guide, un ghid de start, să zicem, și nu numai, și ceva despre garanție. Poți să le dai un review pe Amazon, să orice vor să audă de la tine, știi, să lași un comentariu pe Facebook, deci da. Iar aici primezi la fel o grămadă de informații în mai multe limbi, dar în rusă, dacă știți rusă, eu nu știu rusă, îmi pare rău. Bun, ăsta e mouse-ul, după cum am zis. Firul este puțin încurcat, pentru că l-am încurcat eu că sunt handicapat. Dar asta e partea a doua. Hai să-l conectăm, dar hai să pun pauză și o să revin imediat. Ok, înainte să vă arăt exact care treaba, am vrut să vă arăt că și pe spate are acest logo de la Mionic, iar acolo scrie It's all about the craftsmanship. Nu știu dacă o să focalizeze suficient de bine. Iar mouse-ul în sine este acesta. O luminiță aici frumos verde cu un logo. Pe lateral arată cam așa. În față arată cam așa. Iar pe lateral din nou are butoane din astea reglabile pentru orice fel de funcție. Mă rog, pentru funcție ce le are el. Iar aici pentru DPI mai mult ca sigur. Da, cam asta este mouse-ul. Nu prea încerc să vă arăt mai mult atât. Deci e simpluț, dar are logo-ul ăsta pe el. O să vă las oricum în descriere toate detaliile. Și cutia. Deci cutia chiar e foarte, foarte mișto. În ce format vine, e super, super tare. Plus aici că-ți vine direct, deci chiar denotă profesionalism chestia asta și din partea mea BV. N-am ce să vă spun mai mult. Pur și simplu conectați și îl folosiți. Este un mouse destul de plăcut la atingere. Consider că e o plăcere să te joci cu el. Depinde și ce te joci, dacă te enervezi și dai cu el de birou de 3 ori, s-ar putea să mai fie o plăcere. Dar oricum, e un mouse drăguț, plăcut. Și dacă vreți să-l cumpărați o să vedeți detalii cu privire la produsul respectiv, aveți linkurile aferente în descriere. Cam asta a fost review-ul și unboxing-ul. Noi ne vedem la următoarele episoade. Mersi pentru vizionare. La revedere!